Rămâne... Da, de lac. Da, exact. După ce ai fost la lac. Exact. Uș. Știi că ai cumpărat artificii de unde trebuie dacă omul bate 5-ul cu tine și de fapt e doar 4. Bate 4-le. 4-4. Bate 4-le cu tine. Eu nu înțeleg asta cu artificii de exact în România, dacă e legal sau nu e legal. E legal atâta timp cât le vinzi cu niște... Când le vinzi legal. Când le vinzi legal, da, adică... Fii sigur că băieții mei din Gura Humorului care mă opreau pe stradă, deschideau geamul la mașină și mă întrebau dacă vreau petărzi. Petărzi? Nu, nu le vând legal. Dar ți-am povestit că i-am zis că, bă, în primul rând că nu vreau și în al doilea rând, sincer, îmi este frică să nu pățesc ceva cu mânuțele mele. Cum adică? Păi da, hai să te ajut să le folosești. Să te învăț. Adică aia te-ai mișto să fii unul care și aprinde. Exact. Vrei? Eu te-o ții? Vrei artificiu? Da, 200 de lei. De... Gata. Ți-a plăcut? Show. Vrei? 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 Da. Da, deci clar că, nu știu, dacă vezi aici la Unirii tarabă dintre asta, cum e vara acum, doamna, cu chiloți, cu... Dar vara, cu... nu știu dacă e o idee bună să ai tarabă de artificii vara. Păi nu, zic, cum vezi vara să vezi iarna tarabă la Unirii? Măi, eu am văzut în față la veranda, la mall, la, acolo am văzut tarabă, adică tarabă, nici măcar nu era tarabă, era direct un fel de căsuță cu care vinde artificii. Mi se pare mai cinstit decât să întinzi pe bancă. Da, dar întotdeauna asta cu artificii, întotdeauna mi se pare underwhelming, indiferent ce am, că în unii ani chiar am făcut cretinismul de a cheltui destul de mulți bani pe artificii. Și de fiecare dată este foarte underwhelming, pentru că tu ești obișnuit cu artificiile alea profi, care n-au nicio legătură. Adică au legătură, că tot artificii sunt, da, sunt cu totul altceva, programate, sunt cu timer-e, cu... Da. Adică e altă treabă, pirotehnismul e altă, da, treabă. Da. Și de-aia fâsâie de două ori, face un pac-pac și gata, s-au dus 700 de lei. Exact, sunt alea care fac după aia nimic. Da, da. Nu e, pe mine, mie mi-a plăcut mult mai mult mereu să mă uit la alții decât să... Hai, o petardă am mai luat și eu, am mai... O pocnitoare? O pocnitoare, una de-aia, bam, foc, nu știu ce, o aruncat așa... Mie ce mi-a plăcut întotdeauna fântânile alea cu sclipici. Era... Alea sunt mișto. Alea sunt mișto, frate, alea își fac treaba. Alea sunt mișto. Dar pe cer nu m-aș. A, nu știu, nu... Sunt alea nasoale verzi, roșii. Alea sunt deja... Da. Mai sunt alea care se sparg mișto și după aia se mai sparg încă o dată. Alea îmi plac. Dar în rest nu mă câștigă. Plus că n-am avut niciodată chestia asta. Asta cu artificii mi se pare că sunt aia care dresează lei, știi? Aha. Și ca și când, știi, ai dresorul de lei care e profesionist, cum e pirotehnistul în artificii, care e profesionist în a dresa lei. Da. Și de sărbători te duce și la un câine vagabond pe stradă și l-ai învățat să facă și tu trei chestii. Ca să zici că e dresa și tu un pic leu. Exact, da, da, da. Nu e chiar același lucru. Da, mă sparge faptul că teoria e acolo. Adică pe unul care cumpără petarde, îl vezi că știe. Am luat un Spike 2 și un Boom 3 și un Master Bomb 7 și fac da, mare... Da, se știe. Da. Se știu lucrurile. Da, astea. Adică au niște denumiri dintre astea pe care le știe toată lumea. Mă rog. Și e greu cu suportul în care le bași, pentru că da, dacă le bași prea adânc, nu mai pleacă și bubuie între oaspeți. Exact, da. Dacă le pui prea așa moale, poate să cadă și tot așa, o iau. E mai rău așa. E mai nasol, da. Pentru că așa începe să zboare printre, da, da, suficient despre artificii. Hai să mergem. E interesant cât de fascinante sunt artificiile totuși. N-ai cum să nu te uiți de artificii. Ai, să te uiți, nu. Deși ai văzut un milion de ori, tot aia se întâmplă. Adică nu s-a n-am văzut altceva. Dar e ceva acolo, e, da, așa e. Din n-am văzut femei în pula goală, știi? Și să fie o poză cu o femeie în pula goală. Ia uite, n-am mai vrut și nu mă așteptam la asta, ești nebun? Exact. Nu mă așteptam să fie zi, ăsta Oppenheimer al lui Christopher Nolan, primele 10 minute pe cer. Știi? Bă, nu mă așteptam, pula mea. Au fost trei scene din Fast and Furious extraordinare. Exact, știi? Da. Omul ăsta zice, îl știu pe ăsta, ăsta este profesor de engleză și japoneză în Japonia. Mm-hmm. Sau profesor de engleză și după aia de japoneză. Nu știu exact ce vreau să zic. Care aici. E ordinea, nu știu ce vreau să zic exact. Așa. Ideea este un străin cumva expert în japoneză.
Căsătorii cu o japoneză și are multe în care are multe clipuri. Dogan ăsta are multe clipuri pe YouTube în care discută despre pronunția anumitor cuvinte, ce înseamnă, adică e un fel de incursiune în lumea asta în japoneză. Apropo de asta, bă, mă enervează foarte tare, nu știu de ce mă enervează atâta, dar simt-o, mi-ar plăcea să nu mă supere și să o iau ca atare. Sunt aia, frate, care învață, pana mea, limbi străine, ca după aia să se ducă să surprindă o spătare în cârciun vietnameze sau pongoponeze, de știi? Da. Și e așa totul, și au o grămadă de view-uri, au milioane, zeci de milioane. Bă, și mi se pare, bă, atât de, deci, asta ai putut tu să faci, bro, asta faci în viața asta, petrești timpul învățând limbi obscure pe care nu o să le vorbești în viața ta, ca să te duci să comanzi creveți, să impresionezi o spătarul, boss. Asta e venirea pentru asta. Ei și să știi exact ce vrei să comanzi în meniu e... Mamă, frate, mi se pare și au și îi simți că au și un aer de ăsta de cumva autoimportanță. A, normal, așa. Păi stai așa un e pic. Foarte, mamă, și au niște fese de luzărache, frate. Da, da. Asta nu e, asta chiar e un om care stă în Japonia, îmbrățișat cultura, e căsătorit cu o japoneză, adică cumva are sens pentru asta să vorbească perfect limba locului în care a decis să trăiască tot restul vieții. Și să-și întemeiască o familie. Exact, da. Și să facă parte din cultura, adică asta e logic, asta trebuie să facă toată lumea. Întemeieze. Să se întemeieze. Exact, da. Asta e logica, asta cu toată lumea. Dar să învăț, nu știu, swahili ca să comand trei, știi? Trei creveți și gogoși. Da, și după aia, ce șmecher, mi-a dat gogoașa asta gratis, că am întrebat-o de măsa. Exact. Bă, nu e ca luzărache, e ca... Da, dar îți dai seama că își iau, adică așteaptă de la oamenii ăia care sunt de acolo să le ofer, adică să fie respectat, știi, să zic, bă, ne-ai învățat limba, mersi, nu știu, da. Chestia, când efectiv nu se întâmplă nimic, da, exact, efectiv, da, li se rupe. Au fost și în titlu scrie super surprinși, erau pe da. Jos toți, da. Își făcea lama, exact, exact. Se fregau pățuțe femeile, deci au nebunit toată lumea, că ai învățat tu să zici trei cuvinte în limba aia. Exact. Bune. Sau deci, bune. Sau la toate chestiile astea, nu știu, mâncare mexicană, japoneză, chinezească, când sunt oameni aia care merg la restaurant, că avem și noi mexicani ăștia da. Pe lângă noi pe aici și sunt aia. O să vreau, vă rog, două enchiladas, două tacos y quesadilla, papas fritas și tu, bă, da, ești... Potole, da, potole, exact, pozole, o pozole sup, da. Bă, ești retardat. Da, frate, da. Da, mă, și au ăștia, au un succes, ei trăiesc din asta, știi, ăștia, învață limbi și se duc la restaurante să facă de râs. Exact. Deci, bă, frate, dar, bă, bune, și au și niște fete luzărache, se vede că nu-i fute da. Nimeni. Exact. Indiferent câte limbi știe, tot nu fute, deci... Da, tot nu e limba corectă. Indiferent câte limbi știe, tot nu dă cu limba. Exact, exact. Tot nu dă cu limba corectă. Aia cea importantă nu cunoaște. Exact, exact. Așa, bă, da, ce bine că m-am descărcat cu ăștia, că de mult vreau să zic bro de ăștia. Așa, da, da, cea mai mare da, tragedie da. Japonii spune asta, este... Că au cele mai bune toalete din lume și fără mâncare mexicană. Ca și când ai avea un Ferrari, dar n-ai putea să mergi pe pistă să-l testezi. A, bine, acum că stau să mă gândesc, cred că e un pic invers. Băi, eu totuși, asta cu cea mai mare tragedie a Japonului, ai zice că ai, totuși ar fi Hiroshima. Dar mă rog, poate să fie... Bă, acum fiecare cu părerea lui. Poate să fie și asta, știi ce zic? Da, adică sunt probleme dar, și probleme. Dar revenind la treaba asta, bă, pot să înțeleg asta. Și eu. Poți să înțeleg. Și eu. Să faci un căcuță de la mic de orez, n-are niciun farmec. Adică degeaba are putere toaleta aia să... Tot să te spele ca lumea, să o dai pe greu, asta știi? E. Să o dai ca asta mașina, e. Să o dai pe greu. Să trebuiască boss, să trebuiască să apeși de două ori pe buton. Asta ar fi. Să-ți ia apăsat dacă ești sigur. Exact. Ești sigur că vrei să tragem cu... Exact. 100 de mii artilere. De presii de apă în găozul cu furtun de pompieri. Cu furtun de exact.
Bun, ne-am da, lămurit, bun. Am zis și de ea. Am zis și de ea. Mamă, ce bine, mă simt mult mai bine acum că am zis de ea. Te văd după că ești relief așa. Da, o purta cu e, mine. Da, avea o presiune mamă, în tine, da. Și mă recomandă pe short și pe d-astea și am încercat și am uitat și-o pe canalele lor. Uh-huh. Același lucru, pe aceeași tristețe. Și tot timpul e singur, el nu e nimeni cu da, el. De exact. Și pe mine mă amuză cum de fiecare dată când începe are cu... Știi, nu-i pleacă cuvântul, e... Da. Și aer... Stă așa uimită și așteaptă să-l da, să... Deci știi despre cine da, e vorba. Coai, cum dar nu e unul, e nu, unul pe la primul și sunt mai mulți. Păi ei au început ca ăia de-i fac case în pământ. Au fost unii și...